Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm pătrunderea și depășirea, handbal, anul 2 de instruire. Tema se adresează clasei a 6-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, cât un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv handbal, denumirea provine din limba engleză, hand, mână, ball, minge. Se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de 7 jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului, și anume pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu, aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar. Intercepția, pătrunderea, depășirea. Sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte. Acțiuni tactice în sistemul 6-0, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc, apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac, picior, marcajul adversarului cu și fără minge și informații cu caracter sportiv. Depășirea. Este o acțiune tactică prin care posesorul mingii se eliberează regulamentar de marcajul corect și eficient al apărătorului direct și înaintează spre poartă pentru a arunca sau pasa unui coechipier mai bine plasat. Depinde de numărul și varietatea procedeelor tehnice, nivelul de execuție al procedeelor tehnice, calitatea gândirii tactice a elevului și valoarea adversarului. Depășirea presupune două momente, și anume fenta sau mișcarea înșelătoare și pătrunderea. Pătrunderea
Este un procedeu special de demarcare pentru a valorifica avantajul creat urmat de prinderea mingii și aruncarea la poartă. Constă într-o formă a deplasării în teren, alergarea în viteză spre un culoar către poarta adversă. Are două faze: alergarea înainte de prinderea mingii, fără minge, și deplasarea după prinderea mingii, cu minge. Fentele sunt mișcări făcute de un jucător cu corpul sau segmente ale lui, cu și fără minge, de pe loc sau din deplasare, cu scopul de a induce în eroare pe adversari de a-și crea culoare spre poartă. Fentele cele mai folosite în lecția de educație fizică și sport sunt schimbarea simplă de direcție, schimbarea dublă de direcție, fenta de pasă și fenta de aruncare. Schimbarea simplă de direcție. Elevul 1 se îndreaptă în viteză spre un culoar din apărare adversă, fiind pregătit să primească mingea de la un coechipier. 2. Privirea și brațele îndreptate spre cel cu mingea. În momentul prinderii mingii, acesta 1 se oprește brusc în fața elevului apărător și, schimbând direcția, se îndreaptă în viteză spre un alt culoar. Schimbarea dublă de direcție presupune o acțiune de pătrundere identică celei descrise mai sus, numai că elevul din atac, după ce a executat pătrunderea, a intrat în posesia mingii, făcând și oprirea stânga, a făcut un pas în direcția opusă, dreapta, se oprește brusc și din nou pentru a pătrunde în final prin culoarul atacat la începutul acțiunii. Fenta de pasă poate fi efectuată numai printr-o bună ținere apucată a mingii. Este necesară o foarte bună îndemânare din partea executantului. Poate fi urmată de o altă pasă, aruncare la poartă sau depășire. Toate acestea pot fi precedate de un dribbling. Fenta de aruncare se execută numai de către elevii din linia de 9 metri. Este necesară cunoașterea mai multor procedee de aruncare la poartă, care trebuie executate în viteză, cu forță și precizie. Poate fi urmată de pasă, aruncare prin alt procedeu, depășire individuală. Materiale filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor Diandra Adam. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.